Deci, înțelepciunea tainică a Cabalei, colecția Sefer. Cele trei cărți despre care vom vorbi în această seară, Doctrina Cabalei de Adolf Frank, Soharul, Cartea Splendorii, Cabala Creștină de Franciscus Mercurius van Helmont, alături de invitații noștri, doamna conferențiar universitar dr. Felicia Valman, profesor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice și editor al revistei academice Studia Ebraica, de asemenea, domnul profesor Teodoru Ghiondea, curatorul colecțiilor Filosofia Perennis și Înțelepciunea Inimii din portofoliul editurii Herald. Aș mai vrea să amintesc o carte pe care de altfel am pomenit-o și aseară la un alt eveniment, Alchimia internă în calea chineză. O carte, spun eu, fundamentală în colecția Sefer și în ceea ce înseamnă doctrina Cabalei. Este vorba despre meditație și Cabala a lui Arie Kaplan. Iar în curs de apariție, Cabala, moștenirea mistică a copilului Abraham de Daniel Feldman. Câteva cuvinte despre colecția Sefer. Mărturisesc că aceste câteva rânduri le-am realizat împreună cu colegul meu Mihailiță, redactor de carte, curatorul colecției Sefer al editurii Herald. Colecția Sefer, o colecție relativ nouă în portofoliul editurii Herald, își propune să familiarizeze publicul român cu tradiția ebraică, în particular cu nucleul ei inițiatic, numit Cabala, de la rădăcina ei, Cabala, QBL, aici înseamnă transmitere. Orientarea colecției este largă, texte importante ale tradiției, cum ar fi Cartea Formării, Sefer Yetzirah, să-mi spuneți dacă pronunț corect. Așa. Cartea Splendorii, Sefer HaZohar, exegeze tradiționale, cum ar fi palmierul Deborea lui Moise Maimonide, exegeze din afara mediului iudaic, cum ar fi lucrarea lui Papiu, Cabala, tradiția secretă a Occidentului, cărți pe care le avem aici, cărțile din colecția Sefer, sau cea a lui Adolf Frank, doctrina Cabalei, filozofia religioasă a evreilor. Implementarea în lumea creștină a Cabalei, cum ar fi cartea Cabala creștină a lui Van Helmont. Lucrări foarte interesante, deși oarecum eclectice, cum spuneam puțin mai devreme, următoarea apariție, Cabala, moștenirea copilului Abraham, care conține o incursiune fascinantă atât în practica Cabalei mistice, cât și în conexiunile Cabalei cu alte tradiții spirituale, inclusiv cele orientale. Ar mai fi magie și superstiție la evrei, a lui Trachtenberg. Ideea generală a colecției Sefer este că, deși Cabala este, bineînțeles, legată de tradiția și limba ebraică și nu poate fi separată de aceasta, caracterul ei versatil și universal și-a găsit loc și în alte tradiții. Iar colecția Sefer își propune ambițiosul scop de a prospecta întregul corpus de informație accesibile legate de acest fascinant subiect. Doamna Felicia Valman, ne aflăm iarăși în formulă de 3. Ca o cunoscătoare a limbii ebraice și, bineînțeles, a tradiției iudaice, aș vrea să ne vorbiți despre aceste cărți, despre aceste 3 cărți, în contextul acestei tradiții spirituale și, de asemenea, despre poziția învățăturii Cabalei în același context. Ce este, până la urmă, Cabala? Da, Cabala este, de fapt, într-adevăr, așa cum a zis Sorin Lukács, de la cuvântul a primi în limba ebraică și înseamnă prin extindere tradiție. Tradiție primită oral, pentru că a fost inițial o tradiție elitistă, transmisă de la maestru la discipul, până când, trezind interes
înțeles destul de mare, a ajuns și în formă scrisă și a continuat drumul în istorie și prin adoptarea în creștinism și de aceea avem Cabala creștină, care preia noțiunile, termenii, interpretările și tehnicile din Cabala și le aplică la Noul Testament, la ceea ce înseamnă tradiție creștină. În tradiția evrească, această mișcare Cabala, care de fapt se naște în secolul XII prin coagularea unor mișcări mai vechi, prin adunarea la oaltă a unor idei, a unor noțiuni care circulau de multă vreme, pentru că, în general, în tradiția evraică, text scris are în spate o lungă tradiție orală până la momentul la care se decide scrierea lui în formă rămasă, să zicem, definitivă. Și din acest motiv Cabala, de fapt, este o mișcare cu rădăcini până în perioada antică, de altfel revalorizează o serie de tradiții antice, aducându-le în actualitate și dându-le noi valențe religioase, morale și din punct de vedere chiar literar. Pentru că există o întreagă literatură cabalistică și prima, într-adevăr, prima, să zicem, carte care constituie o bază a cabalei, din punct de vedere al importanței lingvistice de care vorbeam mai devreme, este, într-adevăr, acest Sefer Yetzirah, care este Cartea Creației, o carte enigmatică, foarte scurtă de altfel, apărută undeva în secolul IV, și care vorbește despre calitatea creatoare și implicit și distrugătoare a literelor. Pentru că textul sacru începe cu Dumnezeu a spus, deci primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu a fost cuvântul, și atunci, evident, cuvântul e format din litere, literele devenind astfel instrumentele creației, cărmizile creației. Iar orice instrument creator are, evident, și putere distructivă și asta, până la urmă, se poate vedea în cel mai simplu mod, în faptul că atunci când vorbești cu cineva urât, când îi spui ceva rău, poți foarte bine să-l dărâmi psihic. Nu e doar formal, ci chiar foarte concret. Și în această idee, deci, Cabala a încercat să adune toate aceste idei și Cartea de Căpătâi este Zoharul pe care îl vedeți aici. Aceasta fiind, de altfel, o prezentare a Zoharului. În realitate, Zoharul este un corpus de lucrări care are în total vreo 23 de volume, 28 în funcție de cum îl împarți. Și este un corpus pentru că a existat un text inițial care apoi a fost interpretat. În general, tradiția iudaică fiind bazată pe interpretare, și aceste interpretări au devenit parte din ceea ce se numește corpusul zoharic, adică parte din cartea așa cum am moștenit-o noi astăzi. Este extrem de importantă pentru că este o primă încercare de a coagula aceste idei mai vechi, de a le da coerență, și este de spus că această mișcare s-a născut ca o reacție la încercarea lui Moise Maimonide de a aduce filozofia de tip aristotelian în iudaism. Iudaismul, în general, nu prea se împacă cu filozofia, pentru că este o religie vie, o religie care crede într-un Dumnezeu foarte viu, foarte activ, foarte interactiv cu omul, și atunci, evident, că ideile filozofice abstracte nu prea au trecere. E bine, încercarea lui Maimonide de a aduce idei aristoteliene s-a lovit de opoziție, spre deosebire de mișcarea platonică, pentru care iudaismul a dovedit o deschidere mult mai mare. Există o serie întreagă de elemente neoplatonice în mișcarea cabalistică. Din punct de vedere al evoluției acestei mișcări, ea merge, de fapt, în paralel cu Cabala creștină, în sensul că încă de la începutul acestei noi mișcări, încă de la apariția Zoharului, a primei forme a Zoharului, partea creștină, prin diverse personalități, începând cu Raimond Lunge și terminând, mă rog, nu terminând, dar continuând cu Pico de la Mirandola, preiau ideile din Cabala și le aplică la creștinism. Și pentru asta aveți Cabala creștină. Nu în ultimul rând, cartea lui Adolf Frank este o primă încercare de a da unui public larg informații despre Cabala într-o formă accesibilă, pentru că anterior era vorba chiar în condițiile Cabalei creștine de o formă destul de elitistă, de o formă care circula în cercuri restrânse, chiar dacă era publicată. În realitate, puțini aveau acces la informații. Ceea ce face Frank și alții în generația lui este să dea publicului larg această informație, care ajunge
ajunge de fapt în felul ăsta până la noi într-o formă mai ușor de înțeles decât cea elitistă care a funcționat în lumea ebraică. Mulțumim, doamnei profesor Felicia Valman. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, practica meditativă este ceva mai discretă, să spunem, în Occident, în tradiția vestică, față de contrapartea ei orientală. Totuși, cele trei mari tradiții, cum le numim noi tradițiile abrahamice, tradițiile corpusului abrahamic, dețin cel puțin la nivel de nucleu inițiatic anumite practici meditative, contemplative, care au o mare valoare practică și pot, în plus, deschide poarta unei înțelegeri mai ample a respectivelor tradiții. Ce are Kabbala comun, să spunem, cu zona isihasmului, când vorbim de creștinismul ortodox sau când vorbim despre sufism, latura mistică a islamului? Are comun partea esențială, adică exact ce este important și este tot adevărul care se poate spune. În aceeași măsură și Kabbala lasă deoparte, pentru că nu se poate altfel, ceea ce nu se poate exprima. Și învățătura merge în aceeași măsură de la gura la ureche, de la maestru la discipol, pentru că avem de-a face, de fapt, cu aspectul ezoteric al tradițiilor. Și această comuniune, să spunem, chiar la nivel formal, a trecut printr-o fază de maturizare prin întâlnirea celor trei tradiții, cum am mai spus-o de atâtea ori, în Spania, timp de 5-6 secole. De acolo pornesc practicile meditative, contemplative, cum vreți să le spuneți. În fond, ca să reluăm, sunt cele trei momente importante pentru orice activitate spirituală: lectura, meditația și contemplația. Lectio, meditatio, contemplatio. Din acest atanor spiritual de excepție din Spania, Spania medievală, s-au format după aceea ramura marilor cabaliști, Moise de Leon, Moise Cordovero, școala se continuă după aceea până la Luzzato, Haim Vital, până la școala lui Isaac Luria, câteva secole mai târziu, 2-3 secole mai târziu, înainte cele mai importante. Creștinismul, tot din același trunchi comun, pornește mistica renană, Meister Eckhart, din punctul meu de vedere și numai din al meu, cel mai mare teolog și cel mai mare metafizician creștin, urmat, sigur, îndeaproape de Sfântul Dionis Areopagitul, și toată școala lui, școala renană, Suso, Tauler și așa mai departe. Tot aici, la nivelul catolicismului, avem pe Sfânta Teresa d'Avila, care era de altfel evreică, și Sfântul Ioan al Crucii. Deci, din acest trunchi comun, care a fost trăit realmente în comun timp de câteva sute de ani, se trag cele mai importante și din punct de vedere al consistenței esențiale, cele mai importante aspecte, cele mai importante elemente. Ele sunt comune până și în practica spirituală. De ce? Pentru că, vedeți, este o anecdotă care provine din islam și care arată cu adevărat cum trebuie să fie atitudinea omului simplu în sensul în care vorbește Scriptura, în care vorbește Noul Testament. Cei săraci într-un duh, nu cu duhul în sensul și în sensul adevărat al cuvântului. Se spune că se întâlnește un beduin cu Ibn Abbas, figură mare din islam, și îl întreabă: cine va face judecata finală? Iar Ibn Abbas îi spune: Dumnezeu, bineînțeles. La care reacția beduinului este absolut excepțională. Atunci suntem salvați, spune. Ce vrea să spună? Știți, e mai circulă și ca anecdotă. Dar este o anecdotă de o profunzime extraordinară. Vrea să spună multe lucruri. Că acel beduin care are în continuu
viziunea adevăratului temei al lumii manifestate și ăla este deșertul față de selva oscura în care ne învârtim noi, da? Are o idee atât de, sau are o viziune, o idee și o viziune în același timp, atât de pură pentru Dumnezeu și pentru atitudinea lui Dumnezeu față de creație, încât nici măcar nu-și mai pune problema că e vorba de o judecată. Pentru el nu este o judecată, pentru el este un contact. Și dacă este un contact, înseamnă că l-a salvat. Răspunsul, recunosc, răspunsul beduinului este unul, aș spune eu, așa, cu o aromă taoistă, chiar. Dar, sigur, aceeași atitudine o au și alți mari rabini. De exemplu, Baal Shem Tov, care spune că trebuie să ții ceea ce ține de ființă și trebuie să ții și ceea ce ține de neființă. Sigur, e destul de dificil și de înțeles, dar nu cred că e nimic de înțeles. Aici este totul de metabolizat. Știți, ce se întâmplă în cabală, ce se întâmplă în sufism? Domnul Iisus o spune și în Evanghelie. Știm cu toții că Domnul Iisus n-a explicat niciodată nimic pentru că nu era nimic de explicat. Nu e nimic de înțeles. Totul este de trăit. Exact același lucru se întâmplă și în cabală. Mari maestri, Moise de Leon, când a strâns prima formă, secolul 13-14, când a strâns prima formă a Zoharului, care prin legendă venea cu 1000 de ani, venea în urma lui și, mă rog, se spune că a fost, i s-a revelat lui Shimon Bar Yochai și fiului lui Rabbi Eliezer. Acei 1000 de ani sunt ceea ce spunea doamna profesor acum, sunt 1000 de ani, un ciclu întreg de verificare a ceea ce putem să scriem. Nu putem să scriem orice. Apropo de cartea lui Kaplan, atrag atenția, adică reamintesc, mă scuzați, că o spune de la început Kaplan. Spune așa, vedeți unde mergeți cu cartea, să nu vă duceți în locuri impure, pentru că ea conține numele lui Dumnezeu. Dintr-o dată îți pui întrebarea, măi, o carte totuși, așa de important este numele numai scris? Dar mai spune ceva, că el a scris ceea ce i s-a dat voie să scrie și ceea ce trebuie să scrie. Și aici revin la ceea ce am spus și aseară și am mai spus-o și altă dată. Să nu avem niciodată impresia că dacă apar texte excepționale, cum este cel din gândirea chineză, cum sunt cele legate de Zohar și de Kabbalah, cum sunt cele legate de Tasawuf, sunt simple întâmplări. Ele nu sunt întâmplări, nu sunt decizii personale, individuale. Există un scenariu, există o voință divină care, atunci când este oportun, ne întinde mâna sub forma asta. Pentru asta mă feresc să spun întotdeauna, este un eveniment editorial. Nu este editorial ceea ce facem, nu este un eveniment spiritual. Pentru că propunem mâna întinsă de Dumnezeu prin noi, mă rog, cu vrednicia noastră fiecare, pentru cititor. Deci, în comun este ceea ce este esențial. Tradiția abrahamică este atât de puterică încât ea poate să apară și așa a apărut în forme diferite, cum este și firesc, dar nu e numai cu ea. Este coerentă cu hinduismul, este coerentă cu budismul, este coerentă cu toate celelalte tradiții. Nu e numai tradiția abrahamică. Tradiția abrahamică este dată pentru o zonă. Celelalte și le numim religii. Și am mai spus, chiar dacă maestrii cabalei, vedeți, cum spunea la profesor, admirabil, așa este, există o reținere din partea tradiției abrahamice atunci când este vorba de a alege între Platon și Aristotel. De ce alege între Platon și Aristotel? Pentru că, până la urmă, așa cum nu putem să ne închinăm la principiul suprem, nu, ci la Dumnezeu, adică ne trebuie un Dumnezeu personal cu care să vorbim, cu care să comunicăm. Așa și forma în care este dată înțelepciunea divină este specifică și este potrivită cu anumite populații, anumite zone, anumite segmente de populație. Sigur, Dumnezeu n-a făcut popoare, Dumnezeu a făcut omul și oamenii au făcut restul. Dar există diferențe.
diferențe. Și atunci, cum se spune în Evanghelie, dacă tatăl are nu știu câți copii, el vorbește fiecare pe limba lui. Asta face și Dumnezeu, ne vorbește. Dar există posibilitatea de acces, pentru că asta e problema. Ne întrebăm de cabală. Textele sunt foarte complicate, e adevărat. Sunt profunde. Dar avem nevoie de trei lucruri. Unul este buna credință, care înseamnă foarte mult. Nu înseamnă numai să fii dezinteresat. Nu, trebuie să fii foarte interesat, dar în măsura în care nu atingi lucruri care nu trebuie să atinse. Trebuie să fii conștient că sunt și lucruri care nu ți se pot spune direct într-o carte. Trebuie să ai bună voință și să te străduiești. Dacă sunt astea trei calități asigurate, sigur că se poate înțelege despre ce este vorba. Înțelesul este una, practica este alta. Iar acest altceva care este practica presupune un maestru spiritual. De astea sunt atâția mari rabini, mari maestri spirituali pentru lui și nu există auto-inițiere. Nici inițiere. Ah, bine, noi vorbim acum de inițiere în fotbal, în ce vreți noastră, în schi, în notă. Dar nu e. Inițiere în fotbal spiritual presupune un maestru spiritual și o linie inițiatică din care el provine. Și încă un lucru și cu asta închei, un discipol nu-și găsește niciodată maestru. Maestru găsește discipolul. Mi-e greu să vă răspund așa simplu, rațional la lucrul ăsta, n-am cum să vi-l explic. Nici pentru mine nu este foarte clar, dar știu că este un adevăr fundamental. Când discipolul este pregătit, maestrul apare. Da, chiar vreau să adaug că asta este unul din principiile de bază ale cabalei. Nimic nu este întâmplător. Totul este rezultatul unui șir de alegeri și de fapte, chiar dacă de multe ori nu ne mai putem găsi momentul inițial când a început acest șir, dar el există. Deci nimic nu e întâmplător, nimic nu vine fără motiv, inclusiv pedeapsa. Da? Inclusiv când ni se întâmplă ceva negativ, nu este venit de neant ce am făcut să merit asta, ci este de fapt rezultatul unor fapte mai vechi pe care de multe ori nu le mai identificăm. O consecință. Așa cum există simbolul, așa cum este simbolistică și în alte tradiții spirituale, putem vorbi despre o simbolistică a cabalei și aici mi-am notat câteva lucruri, să spunem. Scutul lui David, David Machen. Machen David. Arborele sefirotic, da, și facem aici legătura cu chakrele și cu alte tradiții spirituale. Menora, binecuvântarea marelui preot. Sunt simboluri în general ale iudaismului. Steaua lui David este inițial un semn pe care Dumnezeu îi spune lui David să-l pună pe scut pentru a fi apărat în luptă. Deci inițial nu e un simbol religios, dar capătă valoare religioasă pentru că e dictat de Dumnezeu. Menora este sfeșnicul care lumina templul și care până astăzi este folosit în sinagogi. Și aș face o paranteză și aș spune că, de pildă, menora are o variantă specială pentru sărbătoarea de Hanuca, sărbătoarea luminii, când în loc de 7 brațe are 9, pentru că sărbătoarea este 8 zile și a 9-a este lumânarea care le aprinde pe celelalte, obiceiul fiind să aprindă o lumânare în fiecare zi. De aceea, ele, bineînțeles, că intră și în cabala, dar inițial sunt din tradiția veche, originală. Ceea ce aduce într-adevăr cabala nouă este arborele sefirotic, o structură care, așa cum bine spunea, seamănă cu chakrele indiene. Este vorba de o structură care se regăsește în corpul uman, dar nu numai, se regăsește practic în viziunea cabalistică și în regnul animal și în regnul vegetal, inclusiv în ce privește viața de zi cu zi. Există chiar și o schemă financiară bazată pe acest arbore sefirotic. Deci este o schemă care, după care funcționează lumea. Iar schema asta este gândită în termeni atât ai corpului uman, cât și ai, să zicem, corpului, prin extrapolare divină. În ce sens? În sensul în care Dumnezeu e făcut după chipul omului, e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut după chipul și asemănarea sa și atunci evident că există această viziune care e valabilă în toată tradiția hermetică. Ce e jos e și sus, ce e sus e și jos. Deci omul este o imagine mic a divinului și atunci această structură care se regăsește în corpul uman este văzută și ca o structură divină. În sensul în care Dumnezeu, care nu poate
poate fi văzut, nu poate fi perceput, nu poate fi cunoscut, poate fi perceput numai prin manifestările sale, prin dragoste, prin pedeapsă, prin îndurare, prin rigoare. Și aceste manifestări sunt văzute în sistemul acesta de 10, care funcționează doar prin fluxul de energie de la unul la altul. Este, practic, baza teoriei haosului din fizica modernă. Orice sistem aflat în haos tinde spre echilibru. Deci orice fapta noastră este văzută ca un act cu efect cosmic. Tot ceea ce facem noi are efect nu doar asupra noastră, ci și asupra lui Dumnezeu, pentru că suntem făcuți în imaginea Lui. Și atunci este o formă de responsabilizare la maximum a omului, în ideea că ceea ce face el nu este doar cu efect asupra lui, ci asupra, nu doar asupra întregii omeniri, ci chiar asupra lui Dumnezeu însuși. Și asta este, de fapt, una din bazele etice cabalistă. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, de ce o cabala creștină poate fi făcută o exegeză a Noului Testament din punct de vedere cabalistic? Păi, răspunsul este în Noul Testament. Domnul Iisus spune, nu am venit să strig legea, ci să o împlinesc. Prin urmare, cred că este oarecum o obligație implicită indusă de textul Noului Testament, să vedem care este legea veche, ca să o putem împlini prin Domnul Iisus Hristos. Adică este nu numai contraindicat, dar aș spune că este și neortodox, ca să spun așa, ca să accesi la noua lege și să o închizi pur și simplu, să o accepți sau să o respingi în necunoaștere, da? Din ignoranță. Este oarecum o obligație, aș spune. Mai mult decât atât, lucrurile nu se opresc aici. Lucrurile merg până la Coran, până la ultimul text sacru din tradiția abrahamică, unde în surata 3-a, versetul 3, se spune foarte clar, se amintește de Tora și de Evanghelie, cu acești termeni. A Tora o alincim. Exact așa sună. Deci eu v-am trimis adevărul, spune Dumnezeu, și El v-a fost dat prin Tora și Evanghelie. Mai mult atât, ce să spună? O spune textul sacru. Asta pentru cei care încă se mai gândesc la conflicte între religii, între credințe, să ca să mai zicați că răzi de război. Și acest o aberație, este o necunoaștere crasă. Deci este o continuare, nu se poate. A fost chiar o obsesie la un moment dat, imediat după Evul Mediu, de la Pico de la Mirandola spre noi, cum e cartea lui Van Helmont și numai el, sunt atâția, care au simțit nevoia, nu, să vină cu explicații autentice, să susțină, de fapt, tocmai această parte a legii noi, care este, de fapt, o împlinire a legii vechi. Este după o perioadă, sunt niște răspunsuri la timp. Să nu uităm că aceste cărți, secolul 17, 18, apar după, așa zisul, iluminism. Care numai iluminism n-a fost. Este un nume dat o contrară, exact invers. Nu? Tocmai atunci când spiritualitatea începea să expieze. Și atunci ei au venit câțiva din ei și și-au dat seama că a început să piardă teren creștinismul. De ce? Pentru că acțiunea anticreștină și atee era din ce în ce mai puternică și au venit cu dovezi din ce în ce mai puternice. Pentru asta s-a și, ca să zic așa, resuscitat neoplatonismul la un moment dat. Și asta se simte și în filozofia secolului 19, în a doua jumătate, când psihologia din ontologic și cosmologică a ajuns una foarte psihologizată, tot din această nevoie. Cu două mari, apropo de criza aceasta, cu două mari nume în filozofie, care au simțit cel mai profund criza Europei de la vremea respectivă. Gândiți-vă numai la Kierkegaard și la Nietzsche. Care simt, nici o și spune, Dumnezeu a murit. Sigur că n-a murit Dumnezeu, știm la ce se referă. Deci, toate aceste cărți care prevăd secolul 17, 18, care prevăd că această slăbiciune a manifestării creștine va fi, până la urmă, va da curs dezvoltării culturale de care vorbim noi și care este un termen modern. Nimeni n-a vorbit de cultură acum 3 secole.
este un termen inventat de noi. Și o cultură fără cult, vă dați seama că nu e nimic. Nu e decât arbitrariu și nu este decât, sigur, individualism exacerbat. Ei au prevăzut lucrul ăsta și pentru asta au venit cu o știință de carte excepțională și au susținut toate comentariile și interpretările Noului Testament pentru a-l întări. Sigur, și asta a durat ca destul de puțin până când a apărut ce vă spuneam în filozofie, filozofia aceasta psihologizată și pe care o știm, cel puțin de la Schopenhauer încoace. Era normal să se pună baze. Acum, în secolul 20, să nu... Și ceea ce s-a întâmplat în secolul 20 este interesant. Vreau să spun prin toate astea că există o oportunitate a apariției acestor cărți și o nevoie stringentă de ele. Adică, până la urmă, editura Herald a răspuns acestei nevoi. Și este nevoie pentru că trăim într-o perioadă și mai critică, mult mai critică, unde s-a depășit ocultismul secolului XIX, cu spiritism și cu toate cele pe care le știți. S-a depășit, s-a trecut într-o fază mult mai perfidă, mult mai greu de înțeles și de stăpânit, anume perioada neoicistă, care are un rafinament greu de înțeles. Și întotdeauna eu l-am asociat cu un personaj pe care îl cunoașteți bine, cu Ivan Karamazov. Din cei trei Karamazovi, el este reprezentantul. Cu o logică impecabilă, cu o exactitate impecabilă și cu o lipsă de rigoare evidentă, pentru că rigoarea nu este exactitate. Rigoarea este calitatea superioară a exactității. Exactitatea nu e decât o umbră. Deci asta este necesitatea și din asta decurge necesitatea. De altfel, lectura cărților pe care noi le propunem, profitul, vă asigurăm că este asigurat și este maxim. De ce? Pentru că înțelegi propria credință. Observați că astăzi, în general, oamenii caută în altă parte ceea ce au ei acasă. Bine, o să spuneți că este omenește așa, da, aici este vorba de relația cu Dumnezeu, nu este vorba de relația mea cu mine. Deși, sigur că mă regăsesc pe mine înțelegându-mi propria tradiție. Și sunt oameni pe care am cunoscut și dați-mi voie să-l amintesc pe Yogeshwar Kartik, un om deosebit, un călugăr budist, vedantin, un om deosebit, care într-o discuție cu studenții a dat o lecție admirabilă de ce înseamnă neamestec cu tradiții. Adică vom căuta în altă parte ceea ce nu avem în propria tradiție. Ori atâta vreme cât nu-ți cunoști propria tradiție, și eu cred că acum e mai mult decât oricând nevoie de înțelegerea împlinirii legii noi, și după apariția islamului. Deci ar trebui, cum să spun eu, cine vrea să-și înțeleagă tradiția creștină, nu cred că se poate lipsi de cărțile astea. Cel puțin în ceea ce privește cabala, ceea ce privește, care este, repet, ezoterismul iudaismului. Așa cum Tasawuf este ezoterismul, învățătura ezoterică a islamului, și cum, bineînțeles, ezihasmul este învățătura ezoterică a creștinismului. Mulțumim, domnule profesor Teodoru Ghiondea. Și ultima întrebare, doamna profesor Valman, Felicia Valman. În calitatea noastră de cunoscătoare a limbii ebraice și a tradiției iudaice, credeți că metodele meditative ale cabalei pot fi accesibile unui neinițiat, cineva care nu cunoaște poate tradiția cabalei și poate nu cunoaște nici limba ebraică? Trebuie spus în primul rând că sunt două tipuri de cabala. Una este interpretativa textului, pentru care evident e nevoie să știi ebraică foarte bine și e nevoie să știi tradiția foarte bine, tot ce înseamnă textul Torei, tot ce înseamnă interpretările textului Torei. Pe de altă parte însă există și o parte practică, cea meditativă, care evident are elemente comune cu practicile meditative din celelalte tradiții. Tehnici, metode, incantații, tehnici respiratorii, care seamănă
și cu yoga și cu islamul. De altfel, de pildă, partea muzicală, partea de sonorizare e luată din islam, practic influența islamului asupra iudaismului. Și evident sunt împrumuturi între tradiții pe tema asta. Dar în ce privește tehnicile, practicile meditative, sigur că ele sunt comune din punct de vedere al acestor metode directe de incantație, de respirație, practic în orice tradiție sunt posibile. Pe de altă parte însă trebuie să amintești ceea ce spunea Maimonide, și anume că nu poți să intri într-o experiență mistică, indiferent de ce natură, fără să fii în foarte bună cunoaștere a informației și a tehnicii. Pentru că s-a demonstrat medical, dincolo de orice lucru abstract, dincolo de orice metaforă, s-a demonstrat medical că o experiență mistică de intrare în transă, fără control, fără cunoașterea foarte bine a informației și a tehnicii, poate avea efecte medicale, respectiv poate să-ți afecteze creierul într-un mod definitiv. Încă o dată, sunt studii medicale, nu e vorba doar de opinii, ci chiar de demonstrații. Și atunci, evident că orice tehnică de genul acesta, indiferent în ce tradiție, trebuie făcută cu foarte mare grijă, cu foarte mare atenție la detalii. Pe de altă parte, Kabbalah, în general, ca mișcare de idei, propune un mod de viață, o abordare a lumii și a lui Dumnezeu, pe care poate să o adopte oricine. Adică, din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, Kabbalah este universală. Se poate trăi după ideile, după normele Kabbalei, chiar dacă nu știi foarte bine limba și tradiția iudaică în detaliile ei, pentru că, de fapt, ceea ce propune Kabbalah este o viață în armonie cu tine însuți, cu Dumnezeu, cu lumea din jur, și această armonie, spuneam, se regăsește din toate punctele de vedere și în această imagine a arborului sefirotic, a celor 10 manifestări ale Dumnezeu și 10 părți ale corpului uman, care, noi așa, ca și corpul uman, poate funcționa corect, complet, numai în măsura în care este întreg, în care fiecare parte funcționează la parametrii normali. Orice dezechilibru este simțit de corpul uman, tot așa va fi simțit și de Dumnezeu. Mulțumim foarte mult doamnei profesor Felicia Valman, mulțumim domnului profesor Teodoru Ghiodea, vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară, Înțelepciunea tainică a Kabbalei, eveniment prelejuit de cele 3 cărți din colecția Sefer, Doctrina Kabbalei, Zoharul și Kabbala creștină. Vă așteptăm și mâine, vineri 22 noiembrie, de la orele 18:30, aici la standul editurii Herald, cu următorul eveniment, Principiile artei tradiționale. Ananda Kumarasvami. Vă dorim o seară frumoasă în continuare.